Dragi elevi, vă salut din nou și astăzi vom analiza un nou subiect pentru clasa 11, epoca modernă, economia țărilor români la mijlocul secolului 17 până la mijlocul secolului 19. Continuăm să dezvoltăm aceleași trei competențe specifice privind formularea judecăților de valoare și susținerea propriei opinii, aplicând terminologia specifică epocii moderne, selectarea și comentarea informațiilor din surse pentru a susține sau pentru a combate un punct de vedere cu referire la istoria modernă, identificarea relațiilor de cauzalitate din informațiile oferite de sursele investigate și a patra competență pe care vă propun ca să o analizăm este integrarea acestei relații de cauzalitate în explicarea fenomenelor istorice, a proceselor istorice pe care le vom analiza. Referindu-ne la spațiul românesc, trebuie să ținem cont că în secolul XVII, țările române se află sub regim de suzeranitate otomană, instituită încă în secolul XVI, și trebuie să recunoaștem că până la mijlocul secolului XIX, epoca, adică pe care o studiem, se produc importante transformări, radicale transformări, de aceea dezvoltarea nu va fi uniformă și ne vom referi atât la aspecte de realizare, cât și de stagnare și probabil că pe alocuri informațiile vor fi destul de contradictorii. Vom începe cu secolul XVII și vom aminti despre regimul de suzeranitate care a păstrat instituțiile publice, autonomia, instituțiile politice, inclusiv domnia, biserica, sfatul, justiția, dar s-a implicat foarte mult pe dimensiunea economică și socială. Ne referim în primul rând la sporirea haraciului, dar și a numeroaselor prestații pe care trebuiau să le achite românii pe parcursul secolelor de suzeranitate otomană. Fără îndoială că aceste prestații, sub formă de haraci, peșcheș, mucarer, ulterior geigea, numeroase impozite în grâne, muncă, etc., s-au răsfrânt negativ asupra evoluției de ansamblu a statelor dunărene. În secolul XVII se produc totuși sau sunt consemnate importante eforturi în țările române pentru a se menține pe cât este de posibil poziția de conjunctură cunoscută a dominației înaltei porți asupra regiunilor aflate sub control, în special a zonelor balcanice, dar și după anul 1541 și asupra Transilvaniei. Dezvoltarea economică a celor trei state române și tendințele lor de integrare în circuitul economiei occidentale și-au avut la bază drumurile comerciale care traversau aceste spații încă din epoca medievală. Vă amintesc despre vestitul drum moldovenesc și vestitul drum muntenesc. Aici amintesc pentru secolul XVII unul dintre cele mai importante drumuri comerciale ce urma cursul Dunării până în interiorul continentului cu o ramificație spre Brăila și Brașov, de unde continua spre interiorul Transilvaniei și chiar al Ungariei. Un alt drum lega Cetatea Albă și Chilia, importante porturi încă din epoca medievală, prin Moldova cu Lvovul, acolo unde se stabilea contactul cu Germania și Cracovia. Prin urmare, menționăm că principatele române se află într-un important punct nodal comercial, fapt ce va contribui la dezvoltarea economiei locale. Transilvania este statul care a fost integrat inițial în regimul de suzeranitate maghiară, ulterior otomană și mai târziu habsburgică, iar politicile liberale promovate în secolul XVIII în această regiune românească a Mariei Tereza și Iosif al II-lea au contribuit la dezvoltarea acestei regiuni alături de Banat și Bucovina pe dimensiune economică. Și aici veți găsi chiar de timpuriu numeroase bresle, piețe, târguri și caracterul manufacturier a manufacturilor de casă va lua amploare în foarte multe localități ale Transilvaniei. Se dezvoltă de asemenea viața urbană. Țin să evidențiez că procesul de urbanizare și-a avut un ritm mai lent în Europa de răsărit, implicit în spațiul românesc, iar în Transilvania centrele cele mai dezvoltate sunt Clujul, Sibiul, Alba, Oradea, care sunt încă localități de origine antică, de caracter proto-urban, cu o evoluție de cetate în epoca medievală, iar în epoca modernă,
Aici se dezvoltă meșteșugăritul, se organizează breslele, se intensifică activitatea negustorilor, meșteșugarilor și, prin urmare, asistăm la crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea economiei capitaliste. De asemenea, ca și în etapa precedentă, producția bunurilor materiale se desfășoară în mare parte în sectorul agricol, adică agricultura a rămas în spațiul românesc ramura principală a dezvoltării economice, practic până la începutul secolului 20 și chiar îndrăznim să identificăm câteva decenii și din perioada interbelică. De aceea, creșterea animalelor, caracterul agrar, creează o discrepanță dintre economia occidentală și cea românească. Totodată evidențiem apariția unor societăți pe agricultură, aclimatizarea unor plante noi, sporirea meșteșugurilor specializate, pe de o parte din frățiile de meșteșugari muntene cu cele moldovene, care evoluează în breaslă și se fac ierarhizările corespunzătoare. Sub raportul agricol trebuie subliniată introducerea la începutul secolului 17 a unor plante noi, precum porumbul, care este adus în urma marilor descoperiri geografice și care se răspândește relativ rapid pe tot spațiul românesc, mămălinga devenind un simbol național, pentru că grâul era dus în cantități importante în Imperiul Otoman și, prin urmare, pâinea era destul de scumpă pentru poporul român, care, de fapt, este cel care creștea grâul. Tot în secolul 17 este adus tutunul și trebuie să recunoaștem că chiar și pentru perioadele de criză această cultură aducea venituri importante în Moldova. Sunt răspândite foarte mult vitele, creșterea vitelor ca și în etapa anterioară rămâne o ramură importantă legată de agricultură, dar trebuie să recunoaștem aducerea de noi soiuri de vite, inclusiv de vite, de cai, de oi și realizarea acestora pe piață, în măsura în care era posibilă sub monopolul comerțului otoman, pentru că foarte mulți cai erau luați de către turci în Imperiu. A evoluat foarte mult tehnica viticolă, cuprinzând inclusiv cea legată de pregătirea terenului, de plantarea viței de vie, îngrijirea plantațiilor noi și a soiurilor care erau aduse fie din Spania, fie din Franța, cu denumiri care le întâlniți și astăzi, Merlot, Chardonnay, Cardinal și altele care pătrund în spațiul românesc, tocmai cu denumire franceză și pe care le cunoașteți în uzul dumneavoastră actual, contemporan. Sunt organizate foarte multe bresle din meșteșugari. Aceste statute se extind, după cum am evidențiat, din Transilvania spre Moldova și Țara Românească pe la mijlocul secolului 17, iar în documente sunt consemnate, de exemplu, pentru Moldova, romanul în anul 1641. Din titluri o să vedeți aici bărbieri, cojocari, croitori, blănari, rotari, butnari, așa cum sună și numele de familie, tocmai pentru a se evidenția și caracterul medieval al acestora. Ca și în alte țări, ierarhia profesională cuprinde un ucenic, calfă și meșterul, care conduce breasla în titulatură de staroste. Numărul meșteșugarilor a crescut foarte mult pe parcursul secolelor și s-a răspândit inclusiv în documente în Muntenia și în Moldova. În Transilvania se răspândesc morile de hârtie care există încă din secolul 17 și ele sunt vestite la Brașov, Cluj, Sibiu. Vreau să vă evidențiez de asemenea apariția primelor manufacturi în timpul lui Mateva Sarab în Muntenia, manufacturile de sticlă și hârtie după anul 1640, care presupuneau deja angajarea muncitorilor salariați. Și atunci o să determinăm o componentă socială a viitorului element capitalist. La mijlocul secolului 17, o consecință a declinului politic în care se aflau Țara Românească și Moldova a constituit o baterea monedei proprii în formă sporadică. Drept urmare, piața monetară din cele două state românești a ajuns să fie deschisă către numeroase monede care erau emise în întreaga Europa. Și o să întâlnim mai multe monede, inclusiv poloneze, venețiene, ruble francești și a
altor state occidentale care circulau aici în acest spațiu, fapt ce ne demonstrează nouă intensificarea relațiilor de comerț, așa cum v-am evidențiat mai sus. Recunoaștem că aceste monede sunt întâlnite inclusiv în epoca medievală, chiar de la Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân. În această epocă se impune talerul leu olandez, această monedă de argint foarte populară pe întreg Imperiul Otoman, datorită titlului ridicat și a însemnelor foarte clar reprezentate. Și este o monedă care a circulat și în țările române până în a doua jumătate a secolului XVIII, când a fost înlocuită cu talerii Mariei Tereza. Popularitatea talerului leu este atât de mare încât s-a ajuns ca, după încetarea efectivă a circulației sale, să fie identificat cu însăși noțiune de monedă. Și atunci când spuneau monedă, de fapt, sau când spuneau taler, aveau în vedere moneda. În țările române apare o monedă numită leu și care era divizată în 40 de parale, o monedă fictivă, fără circulație efectivă, dar care este începutul viitoarei monede naționale. Iată, aici aveți o fotografie cu taler leu, iar dincoace aveți o imagine cu moneda care exprimă prima lege monetară din România, creată prin Mica Unire din anul 1859, mă refer la legea din anul 1867. Și aici îl aveți pe Carol I, prin urmare înțelegeți că a fost promulgată de primul rege al României. Un călător olandez din secolul XVII, care a poposit în țara românească și a vizitat nemijlocit Bucureștiul, aici aveți o imagine și cu inscripție, ne-a relatat aproape aceeași imagine a Bucureștiului de tip proto-urban și un început de oraș capitală ce se racorda la cerințele Europei Occidentale. De altfel și datorită faptului că mai multe orașe din spațiul românesc primesc influență franceză prin tinerii care își făceau studiile în Franța. Se dezvoltă foarte mult transportul și mă refer în primul rând la transportul tras de cai, care a fost întâlnit în spațiul românesc până în perioada interbelică, dar și primele tramvaie trase de cai. Iar la începutul secolului 20 deja o să întâlnim și tramvaie electrice. La sfârșitul secolului 19 ele existau deja, de aceea ne integrăm în aceleași limite cronologice. Așa. Constatăm astfel că prin Revoluția Industrială, care se desfășoară în Europa Occidentală, în secolul XVIII și în secolul XIX, pătrunși în spațiul românesc, transformări calitative de ordin economic și social, fapt ce integrează comunitatea românească în spațiul economic european și ajută acestei societăți ca să-și dezvolte relațiile capitaliste, mai lent decât în Europa Occidentală, din cauza dominației străine. Atât pentru astăzi, vă dau întâlnire data viitoare cu un subiect la fel de interesant.